la Timișoara va avea loc sâmbătă tradițională procesiunea floriilor. Ca de obicei, preoți și credincioși cu ramuri de salcie în mâini vor pleca în trei grupuri spre Catedrala Mitropolitană. Procesiunea va începe după ora 17. Primul grup va pleca din fața Bisericii Parohiei Elisabetin. Grupul al doilea va porni din fața Bisericii Parohiei Iosefin, iar preoții și credincioșii din grupul al treilea vor pleca de la Mitropolia Banatului. La Catedrala Mitropolitană vor fi întâmpinați de Mitropolitul Banatului în al preasfinția de către Paisi. Lugojanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei și de preoții catedralei, alături de care se va oficia vecernia cu litie, începând cu ora 18. .00. Evenimentul este organizat de Centrul Eparhial Timișoara, în colaborare cu parohiile timișorene și preoții din eparhie, având susținerea primăriei. Începând din seara a duminicii de florii, intrăm în săptămâna patimilor, care va culmina cu Sfânta Zi de Joi, ce este asociată cu Cina Cea de Taină și cu Vinerea Mare, ce amintește de răstignirea lui Isus.